Spuneți, domn primar, vă ascult. Deci situația este în felul următor. Ați văzut că primăria a achiziționat construcția unei închisori temporare. O să avem o secție de poliție okay. cu închisoare. Dar s-au întâmplat câteva lucruri greșite. Ei bine, l-am arestat pe domnul Clorna și domnul Chiusa. De fapt, hai să începem de aici, ca să înțelegeți mai bine. Ia vedeți dumneavoastră. Okay. Nu știu dacă v-a aruncat prea departe. Ei bine, wow. aparent eram aici cu cine a purtat o discuție și peste drum a bubuit ceva. Cred că domnul Fonzo s-a ocupat de acest lucru. Avem dovezi, frumos. Avem poza, ați văzut-o. Ok, trebuie okay. să discutați cu domnul Fonzo. Stai să mai arunc o dată asta aici. Păi, așa. După cum mă uit eu, explozia aceea, de fapt, ce se întâmplă acolo poate fi făcut doar cu o grenadă sau cu o rachetă, altceva n-are cum. Da, da, da. Cred că toată lumea a dat vina pe domnul Fonzo, așa mi s-a spus că s-a observat. Deci, trebuie să aveți o discuție cu dânsul. După care... Ok. Stai să caut poza corectă. După care l-am arestat pe domnul Clorna și... Da, 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 exact. Ce a făcut și domnul Clorna? Domnul Clorna, avem trei poze aici. Prima, a doua și a treia. Domnul Clorna a evadat din pușcărie. Ia vedeți pozele. Ok, da, se vede super clar. Deci se vede destul de clar. Și da, după da, care da. Dânsul, ia vedeți aici, a început să se lupte cu oamenii din oraș. Da, da, văd că ripostează și doamna Oana, domnișoara Oana este cumva în imagine aici, cred că da. Așa este. După care trebuie să înțelegeți poza aceasta. Ok, ia să vedem. Ia uitați-vă acolo. Okay. Ceva în neregulă se întâmplă aici. Bun, bun, bun. Mamma mia, ce dovezi după aveți care, aici, domn primar. După care... domnul Clorna mi-a spus că domnul Chiusanity l-a mituit, că nu știu ce s-a întâmplat, mă rog, și domnul Jakey m-a ajutat foarte mult în găsirea acestora, ia vedeți, aparent au fost sechestrați undeva, duși de cineva, nu mai înțeleg nimic, trebuie să purtați o discuție. Deci, am o poză cu Insanity și Clorna care dețin arme, după da. Care am o poză cu ei legați, ce exact. Se întâmplă în orașul ăsta? Trebuie să discutați cu dânsii. Pentru că și că okay, sunt alți criminali mult pentru în libertate. Și mai avem pozele acestea. Multe poze astăzi. Am găsit acea construcție okay. undeva prin pădure okay. aproape de noi. Nu știu ce este. Am înțeles. O să inspectez eu, domn primar. Mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați oferit chiar astăzi. Voi angaja doi agenți de poliție. Da, veți vedea și dumneavoastră că voi angaja astăzi. Vedeți aici groapa. Ok, da, foarte bine ați înconjurat aici perimetrul să da, nu da, se exact. Contamineze probele. O să inspectez eu aici. Bun, și haideți să vă arăt și tunelul. Pentru că i-am arestat pe dânsii în... Haideți să vă prezint închisoarea prima dată. Ok, e o închisoare foarte încăpătoare. Presimt că o să avem nevoie de o închisoare atât de da, încăpătoare clar, pentru clar. Orașul ăsta. Domnul polițist a sosit. Salutați-vă cu criminalii. Ce se întâmplă aici, mă, criminalilor? Deci avem așa. Ce-ai mână sus? Oana, Clorna și Chiusanity. Ce-ai mână okay. sus? Exact. Vreau să știu de ce Oana este închisă. Am fost băgată pe nedrept. Oana este... M-ați întrebat și dumneavoastră de domnișoara Oana ce-i drept. Ați văzut în poze. Am și văzut, doamna Oana văzut, se dă da? Foarte aproape pe lângă dânsii, Chiusanity și Clorna. Deci nu știu care e legătura dintre aha. ei. Îmi este foarte milă de ei. Aici este într-o altă viață. De-a mea fratele meu Geamăn, de fapt mai bine zis, când era închis la închisoare. Haideți da. Puțin cu mine, domnul Civanu. Mamă, dar ce aceasta este închisoare de băieți premium, vedeți ce scrie. Intrați aici, deci, doar eu și domnul Civanu. Doar eu și domnul Civanu. Stați așa. Scuze. Imediat o să vă scot, stați puțin. Imediat. Salutare barbașanilor și bine v-am... Da, spuneți, domn primar. Deci, uitați-vă aici, domnul Civanu. Vă invit. Ok. Așa. Aha. Așa, dar văd că a fost ascupat. Ia stați puțin. Da, spargeți un pic acolo. Stați să văd că a fost ascupat aici. Ok. Ia uitați. Ia de urgență. Veniți după mine.
Ok. Veniți după mine. Trebuie să vă dau ceva. Ușile din închisoare. Așteptam, dar se pare că mi-ai înșelat așteptările. N-am făcut nimic. Ați mirat construcția. Ok, avem niște dovezi aici, așa, conform cărora Clorna și Insanity dețineți arme complet ilegal, pentru că eu nu am liberat permis de port armă. Cum adică ce? Ce dovadă ia? Unde? A, ce dovadă? Stați-mă un pic, că vă arăt acum. Opa! Da, a găsit dovezile. Secunde. Opa! Ia să vedem. Uitați aici, domnul Q-Sanity. Ia mă ce dovadă! Puteți vedea frumos proba, să nu cumva să existe interpretări. După care să-mi dați un pic poza înapoi, să-i o prezint și domnului Clorna. Se vede pixelul albastru, e fake. Poza, da, e foarte fake, da. Se vede pixelul albastru. Este falsificată. Da, e 100% fake, se vede că e falsificată. Se vede clar că sunt prizonier acolo. E pixelul albastru. Nu. Bun, și domnișoara Oana, sunteți în închisoare pentru faptul că ați călărit un câine și ați mai și atacat de pe el. Ce? Îl urmăream pe Clorna. What? În mână. Eu nu aveam armă în mână. Dar ce e aia? Opa. E o jucărie. Aaa, jucărie, da mă, deci tot sunteți de treabă și nu faceți nicio ilegalitate. Are o sabie. Da. E de jucărie. Da, autoapărare. N-are vrea okay. să fie sabie. Polițist corupt. Polițist corupt, da, bun. Deci în afară de Q-Sanity, voi doi puteți să plătiți o amendă de 50 de diamante. Iar domnul Q-Sanity o să aibă o altă discuție cu mine. Ce faci, Clorna? Din greșeală la chiupeta în mână, serios. Bun, 50 de diamante amendă acum, dacă vrei să fii liber. Dar ești eliberat condiționat, o să revii la discuții. Acum plătesc două primari, nicio problemă. Hopa. Q-Sanity. Hopa. Da, uitați aici, domn primar, ce încerci aici acolo? Uitați aici, domn primar. Ce-am bubuit? Domn primar, domn primar! Încerc ceva, dar cu mine. Ce-am bubuit? Încolo. Poftim! Aici! Ce-am bubuit? What? Dar chiar? Bubuit ceva. Mă acasă, mă duc acasă. Andrei, nu? Mă înțeleg nimic, nu mai bubuiți chestii. Eu mă duc acasă, mai criminali, bă. Nu știu, ceva verde am bubuit. Domn primar, ce se întâmplă? A fost o bubuitură afară, dar nu știe nimeni. De ce i-ați eliberat? Exact, nu i-am eliberat. Bun. Am crezut că dumneavoastră l-ați eliberat. A ieșit după mine. Pa cum? Domnul Clorna, a ieșit după mine. Fiți atent un pic. Deci Clorna și Oana, 50... Uitați aici. 50 de diamante, 50. Da, Oana... Domnul Clorna, repede. Doar atât am. Are înviat domnul Benone. Spuneți. What? Domnul Benone. Asta nu-i Benone, ăsta e... Mama, boys, ăsta nu-i Benone, ăsta îi... Opa, cine bă, dar lumea l-o fi pe Marcel! Nu bateți cu domnul Benone! Domnul! Insanity, tu amendă 75 de diamante dacă vrei să fii liberat condiționat. Stați puțin lângă domnul Benone. Da, așa scump, pentru că mai și acuzi polițiști corupți și chestii de genul. Păi și dacă nu am? Dacă nu ai, rămâi aici. Cât timp? Încă două zile de acum până vei putea fi eliberat condiționat. Voi nu. Două zile. O să plătesc. Ok. Gornat. Bun. Da. Sunteți liber, domnul Cristian. Îmi pare rău, trebuie să te reîntorci în celulă dacă nu plătește nimeni. Domnișoara Oana. Cristianity, ești liber momentan. Sunt nevinovată. Spune că este nevinovată. Păi adevărul este că nu avem dovezi prea mari împotriva dânsei, dacă stăm să ne gândim bine. O vedem doar în imaginea aceea cum are o armă și se duce către Clorna, care știm că a deținut o armă. Deci poate era autoapărare acolo. Bun. Opa. Faza este în felul următor, domn primar. Mai este cineva în poza asta care deține armă? Cine este acel cineva în stânga jos? Hopa! Este un nou cetățean din ce observ. Așa okay. este. Nu, trebuie deci să-l... observăm doi oameni care se bat cu armele și Oana venind către ei cu sabia în mână. Și s-a întâmplat ceva ciudat. După ce au scăpat domnul Chistanit cu domnul Clorna din celulă, au început să tragă toți cu arme, iar eu am fugit la primărie și m-am ascuns. Când? Acum? Aceea era poza cu domnișoara Oana când ataca. Deci dânsa știe mai bine că a fost okay. acolo. Și se și vede aici, dacă te uiți un pic în imagine, se observă cum Clorna este roșu, pe semne că ori noul cetățean a tras în el, ori că tu l-ai lovit cu sabia. Eu nu l-am lovit.
Trebuie okay. vorbit cu... Bun. Știi ce? Pentru lipsă de probe, momentan, Oana este liberă. Momentan. A plătit și o amendă modică de 8 diamante. O să rămână așa. Nu mai este datorie către Bun. Poliția Skincraft. Mulțumesc. Dar să nu părăsiți orașul pentru că trebuie să discutăm. Hopa! Akin! Ia să vedem aici. Stai puțin aici, te rog, Akin. Ia să vedem încă o dată imaginile. Stai că nu mai găsesc mine. Poza. Am atâtea poze. Nu era dânsul. E la mine poza, domnul Civanu. Dar seamănă. A, ok. Ia, uitați aici. O să primesc un pic poza? Da, uitați aici. Bun, ia să vedem. Tu ești în poză. Este domnul Andrei, cred. Nu, deci... Da, domnul Andrei Akin este. Nu este, dar seamănă. Domnul Andrei este. E domnul Andrei. Uitați aici, domnul Civanu. Unde este Andrei? Hopa! Aici. Salutare, X Andrei. Vino puțin cu mine până aici. Hopa! Arme ilegale. Pe care așa este. Poți să o vizionezi. În această imagine, deții o armă ilegală și o ai îndreptată către un om în care ai și tras. Hopa! Mi-a tras în picior el. A, ok, bun. Deci asta este declarația, că și el a tras în picior, nu? Da, și m-am apărat. Da, 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 dar arma de unde? De unde arma? Așa, întreb și eu, nu, că nu mă interesează prea mult. Am găsit-o. Din unde? Prin pădure. Prin pădure? Da, păi eu, de multe ori am mers prin pădure și erau arme plantate și am tot luat, da, da, da. O zi bună, e ok, adică ok, da. Nu m-am dus să minez și în drum pe unde să minez, na, am găsit armă. Bun, foarte credibil, haideți un pic cu mine, vă rog. Hopa! Wow! Hopa! Hopa! Ce părere aveți, domnișoara Oana? Nu cred că e de mine. La pușcărie. La pușcărie. Merită. Perfect. Domnul Andrei, momentan nu am timp, dar voi reveni să citeți drepturile cetățenilor Skincraft, pentru că ai dreptul la avocat și așa mai departe, ce dar discutăm mai târziu puțin. Bun, hai să facem un pic de ordine în orașul ăsta, că e dezastru. Trebuie neapărat. Chiar este. Știți că v-ați înscris pentru a vă angaja în poliția Skincraft, ne întâlnim pe plotul meu în 5 minute de acum. Domnul Clorna, cum este în libertate? Foarte bine, domn primar, dați, uitați aici, toată mi-i spartat și... Da, trebuie să ne ocupăm și de această zonă, dar momentan recrutăm în poliție. Nu acum. Momentan recrutăm în poliție încă doi oameni. O să mă ofer. Mă ofer. Bun, voi veni și eu să inspectez, să mă asigur că totul e ok. Da, așa este. Deci, după cum bine ați observat, domnilor cetățeni, orașul este plin de mafioți. Din ce în ce mai mulți mafioți, domnul Civanu nu face față singur, așa că vreau să văd cei mai capabili polițiști angajați de urgență. Deci, vă urez tuturor și vă urez noroc tuturor și hai să vedem. Mulțumim. Plăcere. Ok. Vă spun încă de pe acum că fiecare probă poate să fie înșelătoare. Adică poate eu vă cer ceva să zicem, dar voi poate trebuie să gândiți cu și să luați propriile decizii, pentru că asta se va întâmpla și când veți găsi un posibil infractor pe drum. Poate fi sau poate să nu fie periculos. Poate nu se știe. Ok. Pentru asta, hai Bogdane, tu atunci. Deci tu stai aici, eu voi veni pur și simplu, mă voi comporta într-un fel și tu trebuie să acționezi ca și cum ești polițist. Da, asta e că i-am dat lui pistolul, cred. Akin, poți să-mi dai pistolul înapoi, te rog? Deci domnul Civanu va trage cu arma și domnul Bogdan trebuie să interacționeze ca și polițist. Arma la mine. N-am armă, ți s-a părut, n-am armă. Cum adică am auzit că a tras? Am auzit glonțe trecând pe aici, în fața ochilor. Ia să vedem. Cum adică am văzut arma? Ok, v-am dat arma, gata. Vă rog să-mi spuneți care a fost motivul pentru care ați tras. Păi am găsit-o chiar acolo lângă copac. Opa. Era un chest, am luat-o și avea și gloanțe lângă și voiam să văd dacă e de jucărie sau reală. N-am vrut, după aia mi-am dat seama că e reală. Îmi pare rău, n-am vrut. Ați tras mai multe focuri și dacă vă dădeați seama din primul foc dacă era de jucărie sau reală. Păi am o problemă cu auzul și am o problemă cu auzul și în momentul în care am tras am vrut să trag mai mult, am tras în aer, ați văzut, în cer. Nu loveam pe nimeni. Mie mi se pare că aveți niște urechi mai mari decât cele basic. Așa că eu cred că ați auzit bine. Nu, îmi pare rău, mă grăbesc că trebuie să ajung până acasă. Opa! Nu poate să-l aresteze, fii atent! Opa! Hai să dormi eu repede. Bun. N-ați fost vinovați, dar puteați răni pe cineva sau nu știu.
poate mă gândesc că urmăreați pe cineva. Eu de unde să știu că poate okay, să cum, reală? Ok, și cum procedăm acum, domn polițist? Păi eu zic să mergem mai întâi la secție și de la secție o să vă pun niște întrebări. N-avem secție! Ok, păi eu mai trebuie doar apoi... să mă duc până la Cristi aici să-i dau pâinea, că am zis că-i aduc pâinea caldă și după aia mă întorc la secție, ok? Nu, nu e ok, nu. Vin imediat, în 5 minute! Opa! O să eu duc eu pâinea. Ok, bine, mersi. E suficient. Hai un pic aici. Da, deci greșelile tale, Bogdan, au fost în felul următor. Nu m-ai percheziționat, pentru că mai am și alte arme la mine în primul rând. A doua greșeală, nu m-ai imobilizat, nu m-ai legat. Trebuia să... Putem să auzim și noi asta. Păi da. Ok, da. Din păcate auziți, mai bine nu auziți, da, corect. Dar oricum o să fac altceva, deci nu-i problemă. Bun, Bogdane, eu sincer îți dau nota 8, ține minte. Te-ai descurcat binișor, nu m-ai lăsat să plec de la locul faptei. Te-ai descurcat chiar ok, bun. Perfect, următorul, cine vrea? Eu. Ștefan a ajuns primul la mine. Ștefan, stai aici și te rog să-mi dai arma, Bogdan. Da. Armele. Acum vom face în felul următor, ca să se miște treburile mai repede. Lucky, hai și tu, sunteți doi agenți de poliție, tu ai arma asta și Bogdan mai ai și pistolul. Perfect. Bun, Ștefan, tu ai pistolul. Dintre voi doi, Lucky are un grad mai mare în poliție. Ștefan, la tine este prima ta zi în poliție. Hai să vedem cum reacționați. Ia, interacțiunea. Îl lași legat? N-am dat în el. Avea noroi pe el și am zis să-l curăț. L-ați legat de gât. Nu e legat de gât, e legat de picior. De picior e legat, nu de gât. Nu se vede acest lucru. Opa. Rău frumos să ne spuneți nici ce nu, nu era legat porcul. Nu era. Era. Păi este libertate, nu i-am făcut nimic. Hai, lăsați-mă în pace. Dați o secundă. Nu. Veniți în Bă, au plecat! Opa! S-a tras! Era... Nu l-am legat. Vă rugăm frumos să ne spuneți de ce ați vrut să faceți acest lucru și ce vrea să-i faceți. Nu l-au legat. Ok, domne, deci vin de la Ion de acasă, am porcul lui. Trebuia să-l încătușeze până în cingă. Eu am o stână la distanță de un kilometru față de Ion și mi-a dat el un porc care face urât rău de tot, mușcă oamenii și l-am legat pentru protecție. Păi nu trebuie să dați în el. Păi n-am dat, l-am curățat, domne, ce nu înțelegi? Păi era păi da, dar curat. Puteți să... Da, era foarte curat. Nu văd noroi pe aici, văd doar piatră. Las mai duci și prin pietele astea. Bine, nu știu să mă descurc cu animalele, am dat în el de două ori pentru că nu m-a ascultat și asta, atâta tot. Vă rugăm frumos să nu mai faceți acest lucru a doua oară. Da, are dreptate, dar nu una mare, deoarece n-am bani să plătesc amenzi. Vă rugăm frumos să nu mai faceți acest lucru, că după aceea o să vină o amendă foarte usturătoare. Vă rugăm. Ok, bine, gata, promit că nu mai fac. N-aveți deloc bani, adică trebuie să vă percheziționăm să vedem dacă nu ne mințiți, că ar trebui să te ducem la poate chitare. Aveți și o armă. Păi să mă percheziționați când dați amendă, ce e asta? Adică sunt poate ținut... Și... N-am cum să am armă. Doamne, eu am stână cu 2 porci și 3 oi și acum aveam și eu 3 porci. Cum să am eu o armă, cum să fiu eu violent? Păi da, trebuie să nu-i tratați așa. Înseamnă că acei doi porci care aveți, la fel i-ați tratat, nu? Nu, domne, nu înțelegeți că ăsta e mai rău și mușcă și nu înțelege, nu ascultă. Dar ce să fac? Nu ascultă, ce nu înțelegeți, că nu ascultă. Vă rugăm frumos, v-am legat. Vă rog frumos, vă aveți de plătit amendă. Dacă nu, vă duceți la închisoare, că ați dat în ambii polițiști. Ok, bun. Aici se încheie. Nu mai știu cine era rang superior. Eu eram gradul mic. Ok, da, bun, perfect. Lucky parcă s-o auzi mai mult, că logic Ștefan nu avea experiență. Da, ați procedat bine. Nota 9 pe grup. Deci fiecare nota 9. Wow, nota 9. Minusul pe care l-ați avut este că nu v-ați înțeles. Adică Ștefan zicea, păi amendă. Și tu ziceai, data viitoare primiți amendă, știi? Plus că oricum, tu, Ștefan, te-ai băgat un pic aiurea, că gen, fiind un rang inferior, nu ar fi trebuit să
zici tu amendă și așa, trebuie să aștept să zică Lucky cumva, dar e de înțeles că... Eu nu vreau să dau amendă neapărat, pentru că credeam, dar după ce dădeați în mine, chiar vreau să dau amendă după aceea. Bun, nota 9 momentan. Wow! Săracu noi por. Polițiști! Chiar, n-am murit, aia e. Bun, mai departe, Bogdan, te rog să stai un pic pe partea asta ca să știu că așa, momentan, Lucky și Ștefan au nota nouă, dați-mi vă rog armele înapoi, da? Acum, s-ar putea ca chestia să se audă mai bine, nu știu, se auzea mai bine, nu mă refer vedem, și de la vedem problemă. La final, vedem la final, bun. Stai așa, nociv, două secunde, dacă iau nota nouă, pot să plec? Nu, că nu înseamnă că... Mai sunt probe. Păi stai, deci îți pasă că intri în poliție sau nu? Că dacă nu vrei neapărat să intri, ok, nu trebuie să stai. Nu vreau, doar dacă am întâi nota 9. N-ai pierdut încă, dacă asta crezi. Ok. Bun. Deci rămân. Da. Bun, wow. Mai departe sunteți un SWAT de 4 polițiști și va trebui să interveniți. Bogdan, Ștefan, Lucky, veniți cu mine. Ce? Mă amenință. Ce s-a întâmplat aici? Poliția! Băi, ce ați făcut, mă? De cine, cine a venit cu arma? Cineva a tras din această parte. Adică... Aula, cineva a tras! Bă, fugiți, că trage cineva! E un criminal cu aici! Nu mișcați! Fugiți! De ce să... De frică! Ce se întâmplă, bă? Da, nu e frică! Stau pe loc, dar... Dar nu ce-am făcut noi? Ne bălăceam și noi! Da, era la piscină cu prietenii și mâncam o înghețată. Da. Atât de sigur sunteți? Da, foarte sigur. Sigur. Da. Pentru că... Da, controlează-ne. Da, da. Da, n-avem nimic, eram la piscină. Poți să te uiți, da. Da. Uite-te, uite-te. N-am nicio armă asupra mea. Este tot. N-am. N-avem. Nu suntem noi cu de-astea. Aruncă... Aruncă-ți tot din inventar. Eu nu înțeleg nimic, vorbiți toți odată, nu înțeleg, nu știu ce vreți de la mine, eu mă sperii rău. Nicio. Și vedeți că eu sunt foarte speriat și s-ar putea să leșin sau ceva și după aia mă aveți poate pe conștiință. Poate s-a auzit chiar dincolo, parcă lăsați armele, lăsați armele. Eu am văzut pe cineva că fugea în direcția aia în pădure. Da, și eu da, încolo. Ce arme, că n-am nicio armă, promit. Voi erați singurii care erați aici. N-avem arme. Nu erați singurii, noi ne plăceam, am văzut niște indivizi negru cum plecau. Hai să nu mai vorbim noi, prieteni, să-i lăsăm pe domnul polițist. Yeah. Nu înțeleg, ce vreți de la noi? Vreau să vă facem o percheziție și dacă n-aveți nimic... O percheziție? Ok, bun. Okay. Uite, eu primul. Nu dar am nicio armă. What? In roleplay, chiar n-am nicio armă asupra mea în momentul ăsta. Bun, următorul. What? Uite. In roleplay, n-am nicio deci armă. Deci nu au arme. Dacă voi aveți o armă, la voi trebuie să o aruncați în momentul ăsta. N-am. In roleplay n-am. Bun, domnii polițiști, cum gestionați din momentul ăsta? Colegii, hai să ne uităm la locul de unde s-a tras. Ne cerem scuze pentru... Ok. Mulțumim. Suntem foarte speriați. Mă, ce? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg. Să vedem, Basti, Ștefan și Caluga. Ați găsit... A, nu, cine? Nu eu. Caluga, Andrei. Tu... Mai sunteți 5 care au participat sau 4? Și cine a participat acum? Eu, Andrei, Basti. Bun, ok. Întrebarea mea pentru voi este, ați găsit armele sau nu? Nu. Bun. Ați picat cu totul acest test. 1. Nu ați găsit armele, dar asta nu e atât de important pentru că să zicem, na, poate după aia ați plecat, dar oricum e destul de grav. 2. Ne-ați lăsat să plecăm. Noi fiind singurii suspecți care au tras, practic ne-ați și văzut că am tras. Da, ați gestionat destul de slăbuți toată chestia, că noi practic vă mințeam. Ne-ați lăsat să și plecăm, n-ați găsit nici armele. Din păcate, voi ați picat testul și nu puteți să continuați, dar poate când o să mai fie alte probe, puteți să reveniți să vă reîncercați norocul. Deci, îmi pare rău pentru voi. Să-mi dați armele înapoi. Ok. Singurii rămași sunt Lucky. Unde erau ascunse, domnul Civanu, armele? Hai să vedem. Ia să vedem. Da. Aici. Exact de unde am tras. Wow. O apucat aici. Să crească iarba. Nici noi nu mai știm. Nici noi nu mai știm, da, dar e relevant că noi am reușit să le ascundem. Trebuie să le luăm înapoi, domnul Civanu. A, bine, da, le luăm. Dacă nu se despawnează, nu e o problemă. Okay. Stați o secundă, că am eu aici un băț special. Ia. Hai, în căutarea armelor. Bă, da, atât de repede
făcut iarbă. Aici erau, dar cred că a dispărut. Unde erau? Cum să dispară? A, uite, aici, da, aici, aici erau, aici erau. Nu are cum să dispară. No, nu, groapa aici era, da. Dar probabil ori de-o lua cineva, ori... Hopa! Bă, care-i trădător pe aici? Papa! Da, a furat careva armele. Zici că nu poți să gestionezi totul singur. Ok, dacă cineva are armele, o să-i găsim noi, domn primar, nu-i problemă. Bun, bun. S-ar putea să se fie despawnat. Da, s-ar putea, dar nu cred că se despawnează atât de repede totuși. Bun, da, ok. Da, da, deci nu mai puteți participa din păcate, dar eu nu înțeleg cine cine a format echipa de 4 înainte. Andrei, Caluga, Basti și Akin. Parcă ați zis 5. Da, nu, parcă ați zis 5. Păi 4. Nu, nu 5, 4. Da, 4. Păi da, 4. Ei erau, da. Păi Akin sau nu știu, chiar n-am înțeles. Da, din păcate ați picat testul și va trebui să vă întoarceți în oraș pentru că nu mai puteți participa în continuare la aceste probe. Orașul este în direcția aceea. Vă mulțumim pentru participare. Ok. Chiar îmi pare rău pentru voi. Salut. Bun. Voi trei ați rămas, doi dintre voi veți fi aleși polițiști. Însă, pentru asta, într-adevăr, am văzut că vă descurcați aproape la fel cu toții. Ce minota 8, ce minota 9, tot acolo este. Hai să vedem care dintre voi este mai bun pe tras. Veți primi fiecare câte o armă automată. Aie, testul tragerii, ce să faci? Pare rău, Lucky. Să avem și aceeași armură? Să n-aveți nimic pe voi. Ok, nu mai am suficiente arme, cred. Voi mai aveți vreo armă la voi? Nu, eu nu. Bun, atunci o să vă bateți cu pistoalele. Păi da, nu, că poate ați mai rămas de acum. O să vă bateți cu pistoalele. Deci nu mai aveți nicio armă în afară de pistolul pe care tocmai l-ați primit. Da. Aveți o armă în spate. E ilegal. Perfect. Mâncare o să vă dau la toți pâine. Aveți voie să mâncați doar pâine și toți, fiecare dintre voi aveți câte penal. Da, aveți voie și în timp ce vă bateți. Bun, fiecare o să aveți 27 de bucăți de pâine. Dacă aveți în plus, puneți-le în backpack sau ceva, n-aveți voie să le folosiți. Am 40. Bun, pe atunci ține doar 27, în rest dă-mi-le mie. Sau, cum vrei tu, pune-le altundeva, nu le folosi. Oricum nu o să puteți folosi atâta pâine, evident, dar ca idee să fie egalitate. Eu voi da startul și când dau startul aveți 20 de secunde să vă duceți imediat, oriunde. Imediat, că nu știu cum bă, dar înainte de toate, să fac 27. Da. Atingeți spatul acesta. Să fac 20 sau 25. Da, să aveți spawn point, corect. Uite ce bine e să fie domn primar aici, mă ajută. De ce? În fine, nu contează, n-aveți cum să mâncați atâtea pâini oricum. Perfect, luați-vă spawn point-ul. Da. Pistolul e de long range sau de short range? Este short medium, short medium, cam așa. Okay. O să deci trag o dată să vă cum. Da, puteți trage okay, în aer o dată. Trebuie să vă dau și glanțe. Dar n-am glanțe. Acum, da. De pe ce încărcam de pe râu? Muncește, domnul Nocivan. De pe râu, da. Aveți aici glanțe. Ăsta e testul suprem. Cine moare primul, o să știți încă de pe acum că este eliminat. Ceilalți doi care rămân, vedem care e mai bun, dar oricum ei doi vor fi polițiști. Bun. Dăm startul și voi trebuie. Ați înțeles ideea, da? Deci 20 secunde de când dau startul, voi vă ascundeți, nu împușcați. Unde vreți voi, dar ideea este în felul următor. Dacă văd că cineva dintre voi nu se bate, gen nu atacă efectiv, va fi eliminat. N-aveți voie să stați pe loc doar să vă ascundeți. Trebuie să vă gândiți că este un inamic deosebit de periculos și trebuie oprit în secunda aceea, că altfel va omoră alți oameni, alți cetățeni. Bun, 20 secunde să vă ascundeți. 3, 2, 1, start. Ascundeți-vă. Ia să vedem. Ce ziceți, domn primar? Cine să fie noi polițiști? Mă ascund, că e pericol. Haideți să vedem unde se ascund, că e important să-i vedem. Bun. Deci am văzut că Bogdan s-a dus în partea aceea. Da. Și aici sunt ceilalți doi. A, noi dacă dăm tab, îi vedem. Dar dacă ei dau shift, nu-i mai vedem. A, da. Bun. Îi vedem sus în stânga. Oare când trec cele 20 secunde? Au cam trecut, părerea mea. Start! Hai să vedem, domn primar! Ia! Opa! Wow! Da, deci Lucky este eliminat. Asta înseamnă că Bogdan și Ștefan sunt noi polițiști. Foarte hai bine, foarte aici. Bine. Deci, Bogdan și Ștefan... Dar unde e Lucky? Nu-l lua spawn point-ul. Lucky e la închisoare. E la închisoare, da. Greg. Bă, da, zici că a fost totul calculat. Perfect. Bun.
Deci, Ștefan și Bogdan, sunteți angajați în poliția Skincraft. O să vă dau uniforma. Momentan aveți uniformă aici. De poliție. Ai aici uniforma și tu, Ștefane. Bogdan, cu pistolul GC, veți rămâne. Eu mă voi duce să recuperez pistolul de la Lucky acum din închisoare, să nu cumva să facă ceva cu el. Și momentan, nu știi ce, la cât de răi sunt oamenii prin oraș, o să vă dau și câte o automată. Așa este. Mine am ceva discutat. Mulțumim. Uite pâinea înapoi. Nu, 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 poți să o ții, poți să o ții. N-am nevoie. Da, imediat, Ștefan. Baston. Bună ziua, bună ziua. Lucky, din păcate, ai observat și tu că ai fost primul eliminat. Da. Te-ai descurcat exemplar, îmi pare rău că n-ai fost ales în poliție, dar ai înțeles regulile încă de la început. Da. Totuși, poate pe viitor o să țin minte faptul că ai fost la mustață aproape să intri în poliție și o să țin cont dacă tu vei fi la fel de bun ca altă persoană, probabil o să te aleg pe tine, okay, în viitor. Bun, pistolul să mi-l dai și gloanțele, te rog frumos. Da. Vreau să-i felicit pe domnii polițai Bogdan și Ștefan și curând vom avea și o secție de poliție dedicată. Yay! Foarte, foarte curând. Și aștept să văd rezultate din partea voastră pentru că e prea mult haos în oraș. Opa! Prindeți-l! Opa! Prindeți-l! Cine era? Era un test ăsta. Bun, mulțumesc, okay, domn primar, pentru participare. Vă mulțumesc foarte mult că ați construit închisoarea și că ați găsit fondurile necesare. Vă mulțumim enorm că sprijiniți poliția Skincraft. Înseamnă foarte mult pentru noi și vă dorim o zi mirobolantă. Asemenea, la revedere. Domnule primar. La revedere. Da. Am putea să facem un plan, te rog, pentru video? Să fac o extindere de tot? Da, da. Da. Haideți să mergem la plotul dumneavoastră. Domnul Ștefan, aici este plotul dumneavoastră. Da, 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 da. Deci vreți să extindeți cu câte blocuri? 10, maxim. Deci cu 10, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exact până aici. Văd că ați extins deja dumneavoastră. Bun, păi vor fi 50 de diamante. Perfect, perfect, domnul Ștefan. Le voi depozita eu aici. Super, deci o să extindeți cu gard și totul este în regulă. Exact ca la domnul Baști de lângă dumneavoastră. Mulțumesc. Bun, perfect. Eu v-am lăsat o zi bună. Ok, ați văzut toată situația, e nebunie în oraș, dar măcar avem 3 polițiști, totul este bine. Să sperăm, avem și închisoarea, primăria se va ocupa de noua secție de poliție, o să avem și o primărie, se va extinde frumos orașul. De asemenea, vom extinde drumul, dar trebuie să facem stradă ca să putem să aducem, mă rog, să aducă primăria și mașini, autobuze, etc., scutere și să ne mișcăm mai repede. O să extindem drumurile mult, adică o să facem un cerc aici, un cerc aici, ducem mai sus, știi, ca să putem să ne extindem orașul, măcar să avem drumurile. O să facem și benzinărie, mă rog, planuri sunt multe. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și subscribe și ne vedem la viitoare. Pa!